I-am adus așa, pe câțiva dintre ei. Da. Ce? Cu ce vă deranjează? Ce rău v-ar putea face? Sunt atât de amenințători? Nu, n-am vorbit deloc despre ei. Cine a zis asta? V-am adus o parte că n-aveau loc toți pe canapea. Noi am vorbit, adică eu, la comportamentul lui Marian, pentru că de o perioadă s-a cam schimbat, adică mi se pare că care este cauza? Nu știu, se enervează, poate e datorită stresului, nu știu, că și eu de câteva zile sunt foarte nervoasă, stresată, nu știu de ce. Și cred că aceasta este și cauza pentru care se enervează foarte repede și mi se pare că ia totul în mod personal. Și da, i-am spus, gata, nu mai, mi se pare că numai el vorbește. Când e ceva, Marian, când Marian, am zis, gata, mie nu-mi place să mă cert, pentru că nu-mi place. Și știu că nici lui nu-i place și tocmai de asta nu înțeleg de ce se ceartă. Adică se ceartă, are discuții. Nu știu, probabil cum ai și tine, din cauza stresului. Da, dar bine că tu practic îți spui punctul de vedere, el nu se ceartă cu nimeni, el își expune părerea. Asta crede, asta simte, asta spune. Exact. E deschis, e sincer. Da, tocmai să spună ceea ce simte, dar nu-mi place să ne certăm. A fost faza atunci cu mesajul cu doamna și mi-a cerut scuze și îmi cer scuze și acum. Da, ce n-ai calculat tu la intrarea în această competiție? Ce am calculat eu? Ce nu ai calculat? Ce n-ai luat în calcul? Ai zis, eu n-am luat în calcul multe când am intrat. Nu, nu știu la ce m-am referit atunci. Ți se pare cumva așa că noi, concurenții, au venit cu lecția învățată? A, nu, cred. Se vedea lucrul ăsta dacă era. Nu că au venit cu lecția învățată, dar e altceva să vii după 6 luni de zile și mai ales dacă ai urmărit acele 6 luni de zile, să vezi cum merg lucrurile, cunoști toți concurenții vechi. Noi nu-i cunoaștem, ei ne cunosc pe noi și asta e diferența dintre noi doi, dintre noi cei vechi și ei cei noi, că ei ne cunosc pe noi și noi nu. Zice așa, Marian, eu am venit ca prostul aici, n-am calculat multe. Era doar simpla dorință de a fi aici. A, păi da, ei au un, mă refeream că ei au un avantaj. Deci știau de la început pentru cine intră, cum intră, ce îi așteaptă, ce nu îi așteaptă. Noi n-am știut nimic, am căzut pentru așa. Cine? Pentru cine ați intrat? Radu, pentru cine intră? Pe ei au păi văzut, n-au văzut și fetele, fetele, doamna Andreea, n-au văzut ei fetele, au văzut? Ele n-au văzut băieții. Deci ei, practic, dinainte nu, știau ce, nu ce se întâmplă. Da, dar practic, de exemplu, Petru a venit în această competiție dornic să-și găsească pe cineva, dar vecinii și prietenii au spus de Roxana, dar el nu era hotărât. Însă el o plăcea și pe Ana, că era frumoasă de, din fața televizorului, era spus. Radu, pentru cine ai intrat în această competiție? Am intrat să cunosc toate fetele singure, asta dacă... Gen... Ceea ce a și făcut. Da. Da. Da, doamna Andreea, dar noi n-am văzut fetele o lună și ceva. Pentru? Pentru mine să-mi găsesc pe cineva. Din dorința de a fi aici, exact ca și tine, Marian. Doamna Andreea, noi nu știam fetele, noi nu știam nimic ce se întâmplă aici. Dar noi când am fost mai greu aici. La început. Noi o lună jumătate eu n-am văzut nicio fată. Noi nu ne-am văzut. La asta m-am referit. Păi noi nu ne-a învățat nimeni de la început cum să facem, ce să facem, cum i-am învățat noi pe ei. Asta e ideea. Adică în sensul să ne sfătuiască să cineva, ne sfătuiască ce cineva, să facem, cum să nu... facem. Da, voi ați învățat ceva? V-ați calculat așa lecția? V-ați pregătit lecția înainte de a intra în această competiție? Păi nu aveam ce să pregătim. V-ați uitat la emisiune? Ați văzut despre ce este vorba? În parte eu nu, da, m-am uitat. Nu pot să zic că zilnic sau așa, dar m-am uitat. Și v-ați gândit, uite, o să fac așa, uite, o să fac așa. Nu, pentru că... O să fiu prieten cu ăla, o să fiu prieten cu celălalt. Cum a spus și Mariana, au ajutat foarte mult sfaturile concurenților vechi, că chiar dacă noi vedeam la televizor aici, e cu totul diferit și... Sfaturile... Dar din afară așa, ți era cineva antipatic? Nu, nu. Ție, Andrada? Nu. Petru? Era Dănuț. Dănuț. Da. S-a observat. Nu, păi acum te contrazici, că mai devreme ai zis că nu ți era de la televizor, dar de aici ți este. Ba, eu l-am văzut răutăcios de la televizor, l-am văzut, am și zis asta. Lasă-l, Carmen, să vorbească! Lasă-l să-și spună părerea! Zi, Dănuț! Păi eu am observat asta că îi sunt antipatic, doamna Andreea. Nu neapărat antipatic, poate... Dar asta e strict problema lui. Dar de ce? De ce? Cu ce ți-a făcut el antipatic așa? Nu știu, prin felul de a fi. Prin felul de a fi. Ce făcea greșit? Adică ce nu-ți plăcea? Că nu sunt potrivit pentru Carmen. Și că sunt, cum a spus doamna, șmecher. Da. Și fals. Asta. Astea sunt răspunsurile. Simțeai că nu este potrivit pentru Carmen? Da. Pe
Îți era milă de Carmen? Era milă de Carmen. Da, mai durează probabil puțin să te duci la să îi spui Carmenului de tine, fă ceva în privința asta. Da. Ai avea curajul să te duci așa la Carmen Petru să-i spui? Nu, mi-ar fi rușine, nu te-aș face așa. Nu știu, poate dacă n-ar fi fost el acolo, m-aș fi dus. Da, stai în adică eu acum vorbesc deja prostii, dar nu mai vreau să vorbesc, da, el... Nu. Dar în ideea să faci tu cuplu cu ea sau? Nu, să nu... N-aș să-i deschizi ochii. N-aș vrea să-i deschid ochii, să fac cuplu cu ea, nu aș vrea. Da, practic tu vezi doar cuplul lor greșit. Cuplul Dănuț Carmen vezi greșit. Am mai văzut și altă persoană că relația mea și a lui Carmen e o relație bolnavă. Andrada. Da, eu la acel moment mi-am spus părerea. Nu văd nimic rău în asta. Bolnav înseamnă, din punctul tău de vedere? Nu, și mă repet. Din cauza despărțirilor, adică o relație în care există certuri și despărțiri, nu se poate numi o relație normală. Eu aș numi o dragoste cu năbădăi. Eu am numit bolnav, așa mi-a venit atunci. Bolnav. Da. Da, ți-era antipatic cineva de la de nu, afară? Nu, dar nici acum nu mi-este nimeni antipatic. Nici atunci, nici acum. Dar de Ionela îți plăcea? Da. Îți plăcea? Și acum... Dar nu avem nicio treabă, vorbim, ne înțelegem. Este da, normal eu te-am întrebat altceva. Acum îți place sau nu-ți place? Da, eu n-am zis niciodată că este o persoană rea sau... Nu. Că avem noi certuri, asta e... Altceva, e normal că suntem oameni, suntem închiși, suntem... Dar asta nu înseamnă că nu-mi place. Eu mereu am zis că îmi place de ea, că spune lucrurilor pe nume. Așa cum le vede ea, din punctul ei de vedere. Hei, dacă tot vorbim de antipatie, se pare că s-a mai format o antipatie aici, în casă. De data asta...